Pentru că tot am întârziat cu plantarea, sădirea răsadurilor, sădirea semințelor pentru răsadurile de roșii și ardei, m-am gândit să facem acest lucru împreună. Răsadurile sunt gata, le-am adus în casă, le lăsăm un pic să stea la aer pentru că pământul este foarte ud, iar mâine le vom acoperi cu o folie de plastună. Întâi aș vrea să vorbim un pic despre motivul pentru care îmi fac singură răsaduri. Nu îmi fac singură toate răsadurile, îmi fac singură decât răsaduri pentru plantele pe care nu le găsesc gata făcute la momentul când pun eu, când transplantez eu în solar. M-am învățat să nu le mai pun foarte devreme, când încă este frig, să le pun mai târziu, pentru că frigul în general le scade rezistența la boli și pentru că nu vreau să folosesc în general pesticide, am preferat să mâncăm un pic mai târziu decât ceilalți, dar să fie cât mai curate și lipsite de chimicalele care există și fără de care altfel nu putem avea plante sănătoase. De asemenea, un alt motiv pentru care am început să-mi fac răsaduri acum câțiva ani, chiar îmi făceam toate răsadurile singură, a fost faptul că în general, cei care vând răsaduri, mai ales aici la nivel local, în sate mici, cum este al nostru, sunt localnicii, originari de aici, din comună, care produc răsaduri din semințe nici măcar cumpărate, nici măcar acele semințe la pliculețele de 2 lei. Sunt răsaduri făcute din semințele recoltate de la roșiile, ardei, vinetele pe care le cultivă în grădină, le lasă să se usuce, le păstrează și primăvară le sădesc pentru a obține plante pentru vânzare. E, la prima vedere pare ok. Numai că nu este ok, pentru că în general plantele pe care le cultivăm foarte puține sunt soiuri care pot fi înmulțite astfel. Ele, în general, sunt hibrizi, astfel încât semințele pe care le recoltăm nu vor da naștere unor plante cu aceleași caracteristici ca ale plantei mamă. Vor fi plante care, da, poate vor crește sănătoase, vor crește frumoase, se vor dezvolta perfect, numai că rodul lor nu va fi de calitate sau nu prea va fi deloc. Ca atare, după ce am luat mii de țepe, nu aveam cum să iau mii, dar aproape în fiecare an am luat țeapă cu ceea ce cumpăram din târguri, am zis, hai să-mi fac singură răsaduri. Am trecut și prin faza asta și îmi făceam absolut toate răsadurile, numai că neavând o răsadniță sau un solar încălzit unde să le pot ține pe perioada cât încă este frig, le țineam în casă, într-o cameră care este mai luminoasă și le învârteam de 100 de ori după, pentru că se întorceau după lumină. Și nu numai că ieșeau strâmbe, ieșeau mai firave, că lumina nu era perfectă, mai a fost problema cea mai mare, nu am realizat. Al meu soț la un moment dat mi-a zis, mă, tu nu vezi că ai mucegai alb pe pereți? Bine, era o poșghiță foarte subțire, nu peste tot, dar începuse să apară. Și atunci am zis, gata. Și întâmplător, pur și simplu întâmplător, am descoperit niște oameni, o familie minunată care sunt în Crețești, Vidra, și care de, cred că din tată în fiu fac această muncă. În fiecare an
Fac zeci de mii de răsaduri, zeci de mii de răsaduri. De la ei am învățat foarte multe. De la ei am învățat că fără o sămânță profesională nu vei obține o plantă care să dea rezultate. De la ei am învățat că un răsad, o sămânță care este plantată într-un sol nu propice pentru răsaduri, care nu conține nutrienții necesari, nu va fi o plantă. Foarte multe lucruri. Adică puteau să nu mă învețe, pentru că interesul lor este să vândă, nu să mă învețe pe mine să-mi fac răsadurile, dar nu, m-au învățat. Și asta pentru că la un moment dat le cerusem anumite tipuri de plante pe care ei nu le aveau și nu merita să cumpere sămânță profesională, pentru că un plic de sămânță profesională conține multe semințe și cerere, dacă nu au pentru restul, nu au ce face cu ele. Chiar mi-au zis să le duc, dacă îmi cumpăr eu sămânță, să le duc și fac ei răsadurile. Nu e asta problema. Am zis pentru 30 de fire de roșii, 60, nu, 30. Nu, am să fac 50 de fire împreună, am două feluri de roșii pe care vreau să le fac. Am cumpărat sămânță așa multă cum era, împreună cu cineva de aici, o vecină, și am împărțit sămânța pentru că nu aveam ce face cu atâta. Și îmi voi face răsaduri de tomate Paris și prunișoarele Roma. Parisul îl fac pentru că este o plantă foarte timpurie și rodește foarte repede, și după ce că le plantez târziu, să mai treacă și o grămadă de timp până fructifică, nu e bine. Ca atare am ales și un soi foarte timpuriu, soi hibrid foarte timpuriu, că nu sunt soiuri. Și am ales și prunișoarele Roma pentru că îmi plac foarte mult. Sunt niște plante care sunt foarte rezistente. Roșiile nu sunt neapărat, fructul nu este neapărat foarte mare, dar este foarte cărnos și este foarte bun și în salată și în pentru conservat. Dar cel mai bine e să trecem la treabă, pentru că timpul trece și nu putem sta, nu vă pot reține un timp îndelungat. Deci am umplut tăbițele cu pământ, cu turba, pentru specific folosirii la răsaduri. Este o turbă cu o granulație mai fină decât cea care se folosește la în alte scopuri. Este specială pentru răsaduri. Și acum umectăm foarte bine pământul, pentru că nu le vom uda foarte des, cu cât le udăm mai des, cu atât se vor îmbolnăvi mai repede. Lăsăm să se scurgă apa bine de tot, tasăm pământul și apoi punem fiecare sămânță. Eu nu voi umple total alveola cu pământ, pentru că după ce răsar, prefer să completez cu pământ pe măsură ce firul crește. Deci, după cum vă spuneam, l-am udat foarte bine. Acum îl apăsăm, îl tasăm pentru a fi uniform stratul de pământ. După care plantăm semințele. Eu las cam jumătate de centimetru din alveolă, îl las gol, pentru că în momentul fiind desădite în casă, unde nu au o lumină foarte puternică, ele se vor lungi foarte mult. Ca atare, pe măsură ce planta se înalță, completez cu pământ pentru a susține tulpina
mult mai bine și a le ajuta să se dezvolte mult mai sănătos. Nu știu dacă e o metodă folosită. Eu așa fac și la mine a dat rezultate ca atare. Merg în continuare cu această metodă. Acum să plantăm semințele. Pentru asta. Întâi, deci avem 5, 2, 4, 6, 8, 10. 50. Vom pune 25 de Roma, 25 Paris. Vom presăra câte o sămânță, nu mai multe, este suficient câte una. Nu e bine să fie mai multe semințe în aceeași alveolă, pentru că ele își împiedică dezvoltarea una alteia și în loc de două plante sănătoase sau de una sănătoasă, vom avea nicio plantă dezvoltată. Bine. Trăsadurile sunt gata, le-am adus în casă, le lăsăm un pic să stea la aer pentru că pământul este foarte ud, iar mâine le vom acoperi cu o folie de plastic pentru a se menține căldurea și a ajuta semințele să germineze cât mai repede. Am făcut ceva treabă și astăzi. Ziua nu s-a terminat, dar fiind ora prânzului am zis intrăm în casă, mâncăm și vedem după aia ce mai avem de făcut.